familie din biserica de locul acesta, ca Dumnezeu să lucreze, ca Dumnezeu să se cerceteze familie din locul acesta, ca Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui cea Sfântă peste locul acesta închinare. Și avem motive multe să-i mulțumim Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cu noi. Și noi trebuie să-i mulțumim Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este alături de noi, este în ajutorul nostru și slăvit să fie numele Lui Dumnezeu și dorim din toată inima să spunem, Doamne, îți mulțumesc din toată inima pentru că Tu ai pregătit locul acesta să-ți proslăvești numele Tău cel Sfânt. Nu știm când, la ce vreme, va veni Domnul și va străbunge acolo într-o inimă zdrobită, într-o inimă frântă, într-o inimă care are durere, care are suferință. Eu cred că Dumnezeu va da biruință și Domnul să ne întărească. Dorim din toată inima să ne proșterim înaintea Lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, lucrează în locul acesta, lucrează în familiile din locul acesta, cercetează familiile din locul acesta să fie genitoare după casa ta cea sfântă, să te caute pe tine, să te dorească mai mult pe tine și dorim de toată inima să-i mulțumim Lui Dumnezeu și spune cuvântul Lui Dumnezeu câteva motive să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este cel care ne dă. Spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 6, cu versetul 21, spune versetul 20 spune, ferice de voi care sunteți sărași, pentru că Împărăția Lui Dumnezeu este a voastră. Cuvântul Lui Dumnezeu spune că suntem fericiți. Suntem fericiți, poate zicem că suntem sărași, suntem puțini, dar Domnul este cel care a pregătit Împărăția Cerului pentru noi. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu și binecuvântați să fie numele pentru că Dumnezeu El este cel care a pregătit câteva fericiri pentru noi, care îl căutăm pe Dumnezeu, care dorim din toată inima să ne apropiem de Dumnezeu și să stăm alături de Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Ferice de voi care sunteți plămânți acum, pentru că voi veți fi săturați. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că a pregătit vremea aceasta când Dumnezeu să hrană pentru toată lumea și Domnul să ne binecuvânteze. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne sature cu cuvântul Lui cel Său cel Sfânt, ca Dumnezeu să lase binecuvântările Lui cel Sfânt peste noi, să spunem, Doamne, îți mulțumesc că și-a lăsat cuvântul Tău cel Sfânt pentru noi. Te slăbim, te lăudăm și te binecuvântăm pe tine și spune cuvântul Domnului, ferice de voi când oamenii vă vor urî. Oamenii vor vă urî. A venit momentele acestea când oamenii te urăsc din pricina cuvântului Dumnezeu, din pricina pentru că ai sau nu ai. Omul te urăște, omul nu te mai vrea, omul te părăsește. Dar spune cuvântul Lui Dumnezeu, ferice de voi, ferice de biserica, limanul bune. Poate că astăzi oamenii te vorbesc de rău, dar vine ziua binecuvântării, vine ziua când Dumnezeu va ridica o cara, va ridica apăsarea și Domnul să ne binecuvânteze. Dumnezeu este cel care ne va da putere. Vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vor lepăda numele vostru. Vă dați seama, sunt oameni care le iată de numele tău. Sunt oameni care nu te mai recunoaște ca frate. Dar spune cuvântul Lui Dumnezeu, ferice de biserica limanul bune. Pentru că Domnul va lăsa grință și Domnul va lăsa îndurare. Și Domnul se vedeze, spune cuvântul Domnului, versetul 23. Bucurați-vă în ziua aceea și sărătați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Domnul să ne binecuvânteze, să ne bucurăm și să sărătăm de bucurie, să-i mulțumim în rugăciunea aceasta. Doamne, îți mulțumim pentru toți care suntem în biserica aceasta, pentru toți îți mulțumesc din toată inima pentru că ai pregătit locul acesta în fiare, pentru cei care nu te cunosc pe tine, pentru cei care tu i-ai pregătit în planul tău de mântuire, să-i aduce locul acesta și Domnul să ne binecuvânteze. Dorim să ne ridicăm pe picioare și să aducem rugăciunea aceasta înaintea lui Dumnezeu Stăruitor și să spunem, Doamne, Tu ești acela care vei lucra. Tu ești acela care vei binecuvânta, Tu ești acela care vei aduce oameni în locul acesta și Domnul să ne binecuvânteze. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului.